Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Anul acesta, după cum bine știți, este unul super electoral, un an în care mai toți politicienii își pregătesc strategiile pentru ce o să urmeze. Sunt multe rânduri de alegeri, nu doar în România, ci la nivel global, cred că sunt printre cele mai multe, spunea la un moment dat unul dintre politicienii hunedoreni. Va fi complicat și pentru cetățeni, pentru cei care vor fi nevoiți să aleagă, dar și pentru cei care intră în această bătălie electorală. Recent, pe piața politică românească a fost conturată o nouă alianță, Alianța Dreapta Unită, despre care vom discuta astăzi. Încercăm să aflăm cât mai multe informații pentru dumneavoastră, cei care ne urmăriți, pentru că așa este normal, să aflați direct de la sursă ce înseamnă aceste alianțe, pe cine ajută, cum ajută și care sunt strategiile pe care le propun până la urmă, pentru că în tot acest context ar trebui ca oamenii, dumneavoastră, să contați cel mai mult. Dacă este sau nu așa, o să vedem probabil în anii următori, după ce se va încheia toată această poveste a alegerilor din acest an. Mai multe vom discuta astăzi cu invitatul meu, domnul Viorel Arion, președintele PMP Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Un an complicat, am mai discutat acest lucru și cu dumneavoastră, dar și cu alți colegi și din alte partide, pentru că până la urmă vă cunoașteți toți și cam știți așa cum se așează lucrurile, doar că acum de la nivel central și de la nivel european, dacă pot spune, lucrurile s-au mai schimbat puțin. Dacă la început de an sau la finalul anului trecut vorbeam de alegeri europarlamentare, locale, prezidențiale, parlamentare, acum vorbim despre comasarea alegerilor și în această primăvară, iată că vom avea europarlamentarele și localele la un loc. Este vreun beneficiu pentru cei care vor candida această comasare a alegerilor, care a stârnit destul de multe nemulțumiri, destul de multe proteste, despre care vom discuta pe parcursul acestei emisiuni, bineînțeles. Probabil că se așteaptă cei care inițiază aceste comasări să aibă de câștigat. Eu cred că, dimpotrivă, cunoscând reacția românilor la tendințele astea totalitariste, votul va fi unul negativ împotriva lor. Să ne aducem aminte că numai departe de acum 20 de ani a mai existat un PSD la fel de totalitar, ca să zic așa, cu un Adrian Năstase pe cai mari, care își propunea românilor un PSD veșnic, cu președinte PSD, cu alegeri câștigate de PSD, și lucrurile nu s-au întâmplat așa. România au ieșit masiv la vot și au sancționat pentru asta, mai ales că acel totalitarism se manifesta inclusiv în presă și în justiție. Vă aduceți aminte de celebrele dosare cerute de Adrian Năstase lui ministrului justiției de atunci, Rodica Stănoiu. Stenogramele au apărut la vremea respectivă în presă. Cred că și de data asta PSD își face niște calcule greșite, sperând că românii vor veni la vot într-un număr mai mare, ceea ce până aici este corect, dar ceea ce se așteaptă ei ca votul acesta să se îndrepte spre PSD și spre PNL, nu se va întâmpla. Dimpotrivă, cetățenii vor sancționa această tendință de acaparare pur și simplu a scenei politice, iar traficarea funcțiilor la vedere pe ecranele televizoarelor, eu sunt președinte 5 ani, după care vii tu și o să dai tu președintele 5 ani, tu iei premierul acum pentru 4 ani, după care iau eu premierul pentru 4 ani. Deci asta este negociere în ghilimele, că de fapt nu este negociere, este un bâlci politic la vedere.
fără a ține cont care sunt dorințele românilor. Fiecare român care se uită la televizor se întreabă, păi dacă e așa, dacă voi știți deja cine e președintele, dacă voi știți deja cine e premierul, dacă voi știți deja cine conduce România, de ce ne mai chemați la vot? Dați o ordonanță de guvern, suntem președinți pe viață. Dați o ordonanță de urgență. Și se urgență. Întreabă pe bună dreptate, unde suntem noi în toată această ecuație? Și evident, ce și nu la uitați că pentru această democrație au murit oamenii. Deci în anul 1989 oamenii care au ieșit în stradă n-au ieșit pentru ca să revenim la Partidul Unic. Din potrivă, au ieșit ca să existe o democrație în România și această democrație să fie cea care determină alegerea președintelui, alegerea celor care îi reprezintă pe oameni în consiliile locale, în consiliile județene și la forurile superioare, europarlamentarele și parlamentarele. Deci spuneți că această dorință și decizie de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale ar putea să se întoarcă împotriva celor care se află în prezent la guvernare. Da, deci oamenii nu sunt proști, așa cum își imaginează și n-au fost niciodată. Deci guvernul va trebui să organizeze două secții de vot, pentru că aceste alegeri funcționează pe două legi diferite. Legea pentru europarlamentare este una, legea pentru alegeri locale este alta. Deci românul va intra într-o secție de vot să-și voteze aleșii locali, după care se va duce într-o altă încăpere, într-o altă secție de vot, ca să-și aleagă lista de europarlamentari. Nu garantează nimeni că cel care a votat un primar PNL sau PSD se va duce să voteze și lista, indiferent că sunt separate sau sunt comune, că încă nu au decis, lista celor de la putere. Acolo va fi marea surpriză, zic eu. Pe unii probabil că i-a luat prin surprindere această decizie. Mulți se așteptau probabil ca alegerile locale să fie comasate, fie cu prezidențialele sau oricum să fie mult mai spre sfârșitul anului, să spunem. În ceea ce vă privește și pe dumneavoastră ca reprezentant al Partidului Mișcarea Populară în județul Hunedoara, dar și ca reprezentant al noii alianțe acum, iată, sunteți pregătiți pentru ce o să urmeze în, iată, doar câteva luni, pentru că în iunie ar urma să aibă loc aceste alegeri. Da, avem timp suficient să ne pregătim oameni pentru toate cele 524 de secții de vot, să avem liste complete în toate cele 69 de UAT-uri. Avem discuții cu partenerii de coaliție și vom veni cu niște propuneri care să fie pe placul celor care se vor prezenta la vot. Primele discuții, evident, le vom avea pe candidatura la președinția Consiliului Județean și la primăria Deva, pentru că sunt cele mai importante, după care le vom definitiva pe celelalte orașe și municipii rămase și, evident, pe fiecare comună în parte. Suntem optimiști în privința asta. Noi credem că fiind un oraș, fiind un județ urbanizat mai degrabă decât unul rural. Cel mai urbanizat din țară până la urmă. Electoratul de dreapta va fi alături de noi. Pentru că mi-aduc aminte la un rând de alegeri, nu mai știu, discutam cu cineva, un cetățean, care mi-a spus că, indiferent de ofertele care îi se fac, de pliantele care îi se aduc, el va vota întotdeauna dreapta. Și sunt mulți cetățeni, cel puțin județul Hunedoara, care au această orientare de dreapta și care nu vor vota niciodată PSD. Și având în vedere că acum coabitarea PSD-PNL este evidentă, PNL a devenit doar o remorcă a PSD-ului, practic se va
discerne între două forțe politice, între stânga, reprezentată de PSD, în paranteză PNL, și dreapta, reprezentată de Dreapta Unită. Este destul de bulversantă pentru, și pentru acei adevărați liberali, să spunem, această unire între PSD și PNL, deși mai avem experiența anilor trecuți în care am mai avut un USL și știm cum au funcționat lucrurile. Acum, vis-a-vis de ceea ce spuneați de adevărații liberali hunedoreni care au simpatizat, să spunem, cu Partidul Național Liberal, acum este destul de bulversant pentru unii dintre ei, probabil. Da, dar aici îmi fac mea culpa, într-un fel. A fost de vină și comportamentul puterii de atunci, al PDL. Eu eram atunci la PDL și PDL a avut idei din astea cu comasări, cu alegeri locale făcute într-un anume fel, respins la vremea respectivă de Curtea Constituțională. Deci la noi se discuta și fiecare își făcea calcule matematice cum să facă să rămână la putere. Numai că s-a întâmplat ceva. Electoratul român a spus mergeți acasă. Și așa a câștigat USL. Așa se va întâmpla și acum. PNL, PSD, deci marele USL, vrea să guverneze mai departe. Vrea România toată. Românii vor ieși la vot și vor spune mergeți acasă. Va fi foarte interesantă această scenă politică și de la nivel național, dar și în județul Hunedoara cu atât mai mult, pentru că în urmă cu câteva luni asistam la anumite discuții între liderii Partidului Național Liberal și cei ai Partidului Social Democrat, care spuneam că această alianță nu funcționează în județul Hunedoara, sub nicio formă nu există, să spunem, numitori comuni, dar acum lucrurile se mai schimbă, probabil, sau revin la sentimente mai bune. Scopul, scuză, mijloacele. Deci trebuie să coabităm, să găsim o formulă de colaborare, chiar dacă poate unii mai murmură pe la colțuri, dar până la urmă vedeți că deja au existat două ședințe, două întâlniri la centru cu toate cele trei forțe politice, s-a lansat un program politic pe care îl susțin toate cele trei partide și va fi interesantă și polarizarea electoratului, zic eu, la nivelul capitalei, pentru că întotdeauna bătălia pentru capitala României, pentru București, a reprezentat un reper și pentru celelalte alegeri. Iar cetățeanul din București va avea de ales, asta este clar, între un reprezentant PSD, susținut de PNL, și un reprezentant al Dreptei Unite, care este Dan Nicușor Dan. Deci acolo deja lucrurile sunt, nu știu ce se mai poate face, negocierile astea pe care le au acum PSD și PNL pentru un candidat comun, nu fac decât, adică nouă ne convin. Pentru că ne plasează într-o anumită poziție, da? Noi suntem cei care suntem anti-PSD și dacă vreți să scăpați de PSD în București, votați alternativa, adică Dreapta Unită, iar ei își vor face probabil jocurile, nu știu cine, Gabriela Firea, sau cine care încearcă acum să își spele cumva imaginea și să revină în forță. Dar să nu uităm, nu știu dacă va reuși Gabriela Firea, pentru că n-au trecut mulți ani de când București a fost în stare de faliment. Și nu zic eu, a zis-o într-un post de emisiune europarlamentarul Gheorghe Falcă, care este membru PNL. Și care a spus, da, agențiile de rating au dat acum 4 ani Bucureștiul în stare de faliment. Gabriela Firea s-a apucat să facă tot felul de companii cu angajări, cu credite, cu cheltuieli nejustificat de mari, fapt care a adus agențiile de rating să coboare standardul capitalei României sub orice nivel pe care l-a avut vreodată Bucureștiul. Oricum, bucureștenii n-au uitat cum să voteze un asemenea om care vine cu aceleași idei, cu aceeași
strategie de a cheltui banii bucureștenilor aiurea. Cât de cât Nicușor Dan a pus lucrurile la punct, Bucureștiul este deja acum cu două poziții mai sus în orice statistică, probabil. Statistica agențiilor de rating și lucrurile încet, încet se așează. Acum chiar europarlamentarul Gheorghe Falc a spus într-o emisiune la televizor că primarul Bucureștiului are nevoie de două mandate ca să poată să-și ducă lucrurile, să finalizeze proiectele. Nu văd cum un penelist, să zicem, din rândul susținătorilor lui Gheorghe Falcă, va vota pe Gabriela Firea. Adică lucrurile se bat cap în cap. Important este că lucrurile se așează, că bătălia politică se polarizează, iar oamenii vor avea de ales între PSD și Dreapta Unită. Deci aici ziceți dumneavoastră că va fi lupta cea mare între cele două, de fapt nu sunt două partide, pentru că nici nu am explicat de la începutul emisiunii ce înseamnă această alianță Dreapta Unită, înseamnă PMP, Forța Dreptei și USR. Da. Cumva sunt împărțiți și alegătorii, pentru că s-au fost mulți simpatizanți ai USR, Forța Dreptei mai recent înființată, să spunem, și PMP. Credeți în această unitate, să spunem, a alegătorilor? Avem electorate diferite. Tocmai deci, se știe, cred că orice cetățean din județul Hunedoara știe că PMP este al lui Băsescu. Deci noi suntem băsiști. Ăștia suntem și sunt în continuare oameni care cred în ideile promovate de Traian Băsescu și în politicile care s-au făcut la vremea respectivă. USR-ul este un partid nou care a apărut în 2016 pe un val în creștere, a obținut scoruri neașteptate în 2019, chiar și în județul Hunedoara, în localități unde nu avea nici măcar organizații, a reușit să fie pe primul loc. Auzeam într-o seară pe Adrian Cioreanu spunând că la vremea respectivă era ambasador la Paris și nimeni nu s-a așteptat ca USR-ul să câștige acolo alegerile europarlamentare și totuși s-a întâmplat. Ceea ce nu a reușit USR-ul și probabil că acum în consecință dorește această construcție este să-și creeze structuri în teritoriu. Pentru că la nivel național s-a mers cu mai puțin de 50% liste de candidați complete, ceea ce a costat la alegerile, i-a costat la alegerile locale. Acum avem toate cele trei partide adunate la un loc, avem structuri, ne vom prezenta în aceste alegeri, că vor fi în iunie, că vor fi în septembrie, are mai puțină importanță pentru noi, pentru că noi le vom avea pregătite, liste complete pentru toate cele 69 de UAT-uri. Veți și merge cu liste comune sau pentru că dacă trecem de la capitala țării la capitala județului, spre exemplu, aici din partea Forța Dreptei și-a anunțat cumva intenția de a candida domnul Alina Mititeloae, mai avem din partea USR semnale că domnul Mara ar fi cel preferat. Are și PMP un candidat care probabil se va regăsi pe listă. Veți face un sondaj? Cum veți proceda în acest caz? Deci candidatul PMP va fi candidatul Alianței Dreapta Unită. Evident că sondajul este cel care va determina orice decizie pe care o vom lua la nivel de alianță acolo unde există discuții. Nu poți să lansezi candidatura așa că vrei tu sau că te aștepți să. Intenția pentru că, poți. Că orice eșec se va plăti. Adică în momentul în care te angajezi să mergi într-o bătălie, amenințările pe care le sau, mă rog, amenințări
gesturile pe care le fac cei de la PNL, anunțând că președinții de partid sunt obligați să candideze la președinția Consiliilor Județene. Iar acolo unde scorul acestuia, pentru că ăsta este un vot uninominal, va fi sub scorul partidului pe județ, acești oameni își vor lua la revedere de la listele pentru parlamentare. Lucrurile astea vor funcționa și la noi ca alianță. Adică în momentul în care alegem un candidat pentru DEVA sau un candidat pentru Consiliul Județean, pe mine, Viorel Arion, mă interesează ca acel candidat să strângă un anumit număr de voturi. Adică ținta noi în 2020 ne-am propus o țintă și ni s-a cerut o țintă. Iar condiția pusă de președintele Eugen Tomac la vremea respectivă a fost: vreți să vă faceți voi singuri listele pentru parlamentare? Scoateți consilieri în Consiliul Județean. Bătălia noastră a fost una pentru acest obiectiv. Am reușit să obținem două locuri în Consiliul Județean, eu și cu colegul meu Robert Mujic, și mai departe lucrurile au decurs așa cum ne-am înțeles. Ei, acum mi se pare normal ca această alianță să aibă o țintă pentru Consiliul Județean de cel puțin 5 consilieri județeni. Dacă nu ne îndeplinim acest obiectiv, atunci toți cei care am contribuit la acest eșec trebuie să plecăm acasă. Adică și eu, și Oana Biriș, și Pompiliu Crai, pentru că... Știți că emisiunea asta rămâne înregistrată, da? Da, păi poate să rămână, dar ăsta este un adevăr. Noi discutăm despre niște asumări politice. Mie, Viorel Arion, nu-mi convine să vin să candidez cu Dreapta Unită la primăria Devei cu un candidat care să aibă 2%. Sau care să plece de la un procent de 3%. Sau... Deci veți face un sondaj în cadrul Evident. Alianței și în urma acelui sondaj veți merge cu un singur pentru candidat pentru... Eu vă dau un exemplu de la Alianța Dreptate și Adevăr din 2003-2004. La vremea respectivă, din timp, s-a propus o candidatură pentru președinția României domnul Teodor Stolojan. Era deja cunoscut, ne-am întâlnit, am avut inclusiv pe la Snagov niște întâlniri de lucru. Era măsurat periodic prin de Alianța Dreptate și Adevăr cum crește. Deci a început de pe la vreo 20%, pentru că avea deja un capital de încredere la nivelul așa, a început să crească, a ajuns undeva pe la 30%, după care s-a oprit. N-a mai crescut. Lunile treceau, săptămânile treceau și atunci trebuia luată o decizie. Și atunci s-a făcut acea rocadă cu Traian Băsescu, cu Teodor Stolojan. Dar toată lumea, deci toți cei din Alianța Dreptate și Adevăr, aveau ca obiectiv câștigarea președinției. Aici n-a mai contat că nu-i plăcea nu știu cui de la PNL de Stolojan sau nu-i plăcea nu știu cui de la PNL de Traian Băsescu. Deci obiectivul a fost câștigarea alegerilor și toată lumea a fost cu ochii pe sondaje, pentru că așa se lucrează. Deci și noi la nivelul Alianței Dreapta Unită va trebui să cântărim fiecare candidatură, să nu ne facem de râs și să venim cu un candidat pe care nu-l votează nici rudele lui. Sau să avem candidat la o comună pe care să nu-l voteze nici reprezentanții din secțiile de vot. Că au mai fost Au mai fost astfel de exemple, exact, da, de-a lungul anilor în județul Bunedoara. Un om care să candideze și care să nu se voteze nici el pe el. Deci ceea ce e aberant până la urmă. Dar acum, discutând de o forță care se dorește a deveni a doua forță politică din România, evident că trebuie pus boi înaintea căruței și nu invers, și trebuie judecată cu luciditate fiecare aspect al acestui an electoral destul de complicat, cum ați spus dumneavoastră la începutul
emisiune. Și pentru fiecare va trebui să avem o strategie, va trebui să ne pregătim în așa fel încât să maximizăm rezultatul alegerilor. Repet, această țintă pe care eu am spus-o de 5 nu a fost încă asumată la nivelul alianței, dar eu o spun ca vechi om politic că e o țintă minimală, adică așa ar trebui să stea lucrurile, pentru că la momentul de față noi avem 2 consilieri, USR-ul are 2 consilieri, Forța Dreptei nu are, deci ar fi normal ca prin această unire a forțelor să ne stabilim un prag minim de la care să pornim. Și evident putem discuta după aceea și de consilieri locali și de votul pentru europarlamentare, care iarăși în opinia mea va trebui să fie apropiat de media națională. Mi-aduc aminte că când eram la PDL, după orice rând de alegeri, ultimele 10 organizații erau desfințate, pur și simplu. Adică era dizolvată conducerea la nivel județean și reluat totul de la capăt. Probabil că și noi trebuie să fim mai duri în astfel de situații și să nu tratăm cu superficialitate posibilitatea unui eșec electoral. Adică trebuie să luăm în calcul că atunci când cei de la conducerea centrală se vor uita pe cifre, acolo unde rezultatele sunt slabe, vor trebui luate niște măsuri. Că nu poți să te duci dacă ai obținut 10% într-un județ și media națională este 20%, să mergi în continuare pe o echipă perdantă. Pentru asta este nevoie și de niște oameni de calitate, să spunem, niște oameni care să își asume acest lucru, să renunțe la acel fotoliu. Evident, și care să impună o anumită călduț. Disciplină, pentru că nu pot să mergi tot pe ideea că noi nu facem de asta, noi nu le facem pe asta, noi facem altfel, deci trebuie să, până la urmă, rețeta politică este aceeași de ani de zile. Deci, în primul rând, așa cum spunea odată președintele țării Traian Băsescu, dacă ieși pe stradă și pe 100 de metri te întâlnești de oameni și se uită la tine ca la un stâlp, deci nu te cunoaște nimeni, atunci n-ai ce căuta în politică. Pentru că nu votează nimeni un stâlp. Deci cu oamenii trebuie să vorbești, trebuie să comunici, trebuie să le spui. Oamenii așteaptă de la tine niște planuri. Ok, eu îți dau votul, dar în schimb ce primesc? Păi uite, primești niște... Ce poți să le promiți oamenii? Niște promisiuni în primă fază, că da, suntem obișnuiți niște așa. Niște proiecte pe care cetățeanul să le cântărească. Da, sunt fezabile, da, cred că îmi plac aceste planuri. Nu, și eu când am candidat în 2012 la primăria capitalei, la primăria Hunedoare, chiar dacă eram candidat împotriva unui candidat comun al USL, mi-am făcut lecțiile și m-am prezentat în fața oamenilor, am bătut la ușa lor, dar aveam pusă pe hârtie niște proiecte. Pietonală, ștrand, azilul. Ar trebui să fiți mândru că unele dintre ele au continuat, unele dintre proiectele pe care le-ați inițiat atunci. Da, asfaltarea bulevardelor din Hunedoara, numai în primul an de mandat am asfaltat toate bulevardele din municipiu și evident un proiect care continuă, așa cum spuneți dumneavoastră, Castelul Corvinilor. Un proiect care a plecat de la promovarea castelului pe vremea când se înregistrau doar 100.000 de turiști și s-a ajuns la peste 1.000.000 de turiști în ziua de astăzi. Fiecare candidat va trebui să se uite, să vadă care sunt aturile respectivele localități. Probabil că la Deva cetatea ar fi. Cetatea care e într-un continuu dezastru, adică telecabina s-a inaugurat de nu știu câte ori, dar tot nu funcționează.
Aici s-a inaugurat mai mult declarativ de nu știu câte ori, dacă pentru vrei să că au la fost citate, atât de multe jos. Termene înaintate de către edilul Devei, încât cred că nici și ei se încurcau în terenul, pista de atletism. S-a lansat, s-a tăiat panglica, nu s-a tăiat, dar era vorba să fie cu tartan acoperit de acum 3 ani de zile. Mai trec pe acolo, mă tot uit să văd. Nimic, nu s-a întâmplat nimic. Evident că devenii au niște așteptări, adică nu cred că în Deva așteptările devenilor sunt ca să trăiască în permanență într-un șantier. Și pentru cam că asta se întâmplă. Senzația mea asta este, că aici este un șantier care nu se mai termină. Oameni care trebuie să treacă cu cărucioarele dintr-o parte în alta, cu ele în brațe, trotuare sparte. Mai grav, oameni care și-au rupt mâinile, și-au rupt picioarele, nu mai departe de zona Opera, cunoscută de către deveni și nu numai, sunt convinsă, unde sunt acele borduri, trepte, nici nu știu cum să le spunem exact, care efectiv nu se vede că urmează sau ar trebui să faci un pas și iată că au ajuns la spital, din păcate. Și știu cât deranjează cetățenii faptul că lungești niște lucrări și nu se mai termină. Deci și în momentul în care te-ai apucat, trebuie să dai un termen și termenul ăla să se și aplice. Adică omul, ok, apucă-te, fă, sparge, asfaltează, dar limita mea de suportabilitate este cam pe acolo. Mi-aduc aminte că eu am pierdut foarte multe voturi în Pestișul Mare în momentul în care am introdus apa. Am avut și ghinion, pentru că am prins o primăvară ploioasă, dar deranjul mare creat de noroi, de spărturile pe care le-am făcut, de șanțurile care au trebuit făcute, au determinat oamenii să nu mă voteze. Deci eu am luat la Pestiș doar câteva voturi din câteva sute, deși Pestișul, lucrarea pe care am făcut-o la Pestiș, nu s-a mai făcut niciodată, pentru că Pestișul n-a avut niciodată apă. Deci era ceva de perspectivă. Dar din cauza faptului că n-am reușit să mobilizez constructorii la timp, n-a ținut nici Dumnezeu cu mine că a plouat în primăvara aia cât pentru 3 sau 4 ani, dar ăsta este rezultatul când nu te preocupi să finalizezi ceea ce ai început. Ori cel care va candida din partea Alianței Dreapta Unită trebuie să vină în primul rând cu o astfel de promisiune. Voi face Deva normală, adică să-ți poți circula normal, să-ți poți duce copiii în cărucior. Să nu-ți rupi picioarele în timp ce te plimbi prin oraș. Asta ar trebui prima. După aceea, cetatea, care iarăși este un șantier de pe vremea primarului Mărginean. Nu se mai termină. Cât pot să dureze și lucrările astea? Adică te apuci de ele, ok. Păi, nu ați văzut și dumneavoastră imaginile cu lucrările, cum arată în prezent, aproape de final sau chiar finalizate, sper să nu greșesc. Am apărut și pe canalele, posturile mari de televiziune din țară cu această cetate, după cum bine ați observat. Deși ca potențial turistic, cetatea Devei este, eu o văd pe același palier cu Castelul Corvinilor. Adică cineva care vine în Deva, primul lui gând în momentul în care vrea să facă o vizită în acest oraș va fi cetatea Devei. Ori dacă acea telecabină ar fi în funcțiune, eu sunt convins că ar merge aproape... Pe au inaugurat-o, recunosc. Da, nu am că nu merge. Fost, aveți dumneavoastră informații că nu funcționează acum? Nu știu, n-am văzut. Eu știu că se merge tot pe jos, da? Mă rog, poate că nu sunt eu informat. Pe jos face piciorul frumos, după cum bine știm, suntem mai sănătoși dacă circulăm pe jos, nu este neapărat un motiv de supărare, să spunem așa. Grav este, cum spuneți și dumneavoastră, că nu se finalizează multe dintre lucrări și disconfortul creat este unul destul de mare. Dar da, anul acesta poate trecem de la promisiuni la fapte. Deși a spus la un moment dat, chiar recent, un politician, vorbe nu fapte, nu? Da. A schimbat puțin. Da, sunt multe probleme și în Deva și la nivelul județului Hunedoara, probleme uneori care țin de
neglijență, alteori poate nu țin neapărat de acei primari care au implementat acele proiecte. Nu, eu zic că un primar trebuie să fie în același timp și șef de șantier. Adică pentru dacă asta eu trebuie vă să spun mai fie și prezent, că mea, dacă ne întoarcem dacă la nu DEVA, stai nici cu măcar biciu la ședințe pe nu participă. Și nu stai acolo lângă ei să-și facă treaba, oamenii o vor lălăi și vor tărăgăna și vor face și lucrări proaste. Deci nu poți să ai control și așa e legislația în România, că nu poți să-ți alegi tu constructorul. Constructorul e desemnat pentru licitație și te trezești că vine nu știu cine. Când te uiți în istoricul lui, poate vezi că a mai făcut niște prostii prin alte părți și a cauzat disconfort, dar eu am fost într-o situație de genul ăsta și pur și simplu am făcut o echipă operativă cu director tehnic, cu șef de serviciu, care mergeam în fiecare dimineață. În fiecare dimineață ne prezentăm acolo și hai să vedem cum faceți astăzi, cât asfaltați, cum puneți binderul, cum pune stratul de uzură și era altceva, pentru că și administratorul firmei nu putea sta în birou. Trebuia să vină și el acolo, pentru că eram noi de la primărie și supervizam lucrările. Și lucrurile au mers. Până la urmă au ieșit bine. De asta zic că e o chestiune de cum te raportezi și la oameni și să le înțelegi și dorința lor de a avea totuși un minim confort în momentul în care începe lucrare, să o și finalizez în așa fel încât omul să spună da, ok, a fost greu vreo câteva luni, dar s-a terminat și acum e și bine. Și a meritat așteptarea, da. Și efortul și nervii pe care i-au avut. Spuneați puțin mai devreme și de referitor la Partidul Național Liberal că președinții de partid așa am citit în presă. Exact, da. A fost transmis un comunicat și din partea domnului Ciuc că președinții de partid la nivelul fiecărui județ să fie candidatul pentru Consiliul Județean din fiecare județ. La DEVA lucrurile, mă rog, în județul Hunedoara lucrurile stau puțin altfel, din câte am observat. Prefectul județului, domnul Călin Marian, ar fi desemnat candidat pentru șefia Consiliului Județean Hunedoara, în condițiile în care nu este președinte al filialei județene PNL. Păi poate devine președinte. Credeți că aceasta ar fi strategia? Păi atunci care este rolul directivei domnului Ciucă? Deci eu am înțeles ideea dânsului. Sunt, și probabil că mai sunt județe în țară unde există primar la nivelul municipiului reședință de județ PNL, dar președinția Consiliului Județean este în altă parte. Și acolo să-și asume președinția președinții de filiale. În opinia mea, toți președinții de filiale ar trebui să fie candidați, să candideze undeva. Adică nu poți să fii președinte și tu să stai spectator și îl trimiți pe ăla tu acolo, tu acolo, tu acolo. Eu am mai spus într-o emisiune data trecută când nu exista directiva asta, că la Hunedoara, de exemplu, mi s-ar părea normal ca Mircea Mutean să nu mai alerge după candidat, să-l întrebe pe nu știu cine dacă vrea să fie candidat, să lanseze zvonuri prin tot felul de canale, cum că mă duc eu la PNL și candidez din partea PNL la municipiul Hunedoara. Mie mi se pare normal ca PNL-ul să aibă candidat la primăria Hunedoara, deputatul de Hunedoara. Adică și eu am fost deputat de Hunedoara în 2012, am candidat la primăria Hunedoara, deci nu văd de ce ar trebui să facă Mircea Munteanu, adus cu mare pompă și fast în PNL, să facă sondaje electorale pe cine să pună la primăria Hunedoara. Au deputat care poate, pe Vetuța Stănescu. Și de ce nu credeți că își asumă această candidatură? Nu știu de ce nu își asumă. Eu spun sau cum de ce ar trebui să facă. Nu ți-ai asuma această candidatură în condițiile în care există și o directivă din partea conducerii de la nivel central a Partidului Național Liberal. Pentru că așa este normal. În momentul în care ești liderul unui partid, nu? Cum făcea Alexandru Cel Mare când intra într-o bătălie. Era în fruntea oștii. Nu stătea în spate și
dirija, că s-a văzut că cel care stătea în spate, respectiv oponentul lui din toate timpurile, regele Darius, a pierdut aproape toate bătăliile cu Alexandru cel Mare. Deci, s-o fi interpretat greșit această istorie aici la Hunedoara, să înțeleg? Nu știu, revenind la ale noastre... Deci să înțelegem că directivele sunt făcute să fie încălcate, sau? Nu cred că va fi încălcată, adică eu nu cred că... Păi dacă se anunță Călin Marian ca viitor candidat la șefia Consiliului Județean Hunedoara... A fost anunț oficial? S-a oficializat, adică s-a făcut lansarea candidatului? În presa de azi dimineață așa am văzut că ar urma să fie dumnealui candidat. Nu. E... Ce să zic? Nu știu, atunci probabil că va deveni și președinte de organizație ca să respecte directiva. E interesant ce se întâmplă în prezent, după cum spuneam încă de la începutul acestei emisiuni, e interesant ce se întâmplă în politica de la nivel județean. Vom vedea ce va fi până la final, cum se vor mai schimba lucrurile și poate mai vin și alte directive, cine știe, și atunci se mai schimbă din nou schimbarea, că suntem obișnuiți și cu aceste strategii, să le spunem așa, cum suntem aproape... Acum să vă spun de ținta noastră, ținta Alianței Dreapta Unită pentru președinția Consiliului Județean este cel puțin locul 2. Adică e mai greu să ne asumăm președinția Consiliului Județean în condițiile în care 90% dintre primari sunt la PSD și la PNL. Dar ținta noastră pentru președinția Consiliului Județean, ca număr de voturi obținute, este locul 2. Asta ca să audă și domnul Călin Petru Marian sau Vetuța Stănescu, unul dintre ei care va fi contracandidatul candidatului Dreptei Unite. Țintiți destul de sus. Da. Dar să nu uităm că mai avem și un alt partid care e pe val acum și zilele trecute vorbesc și mă refer la cei de la... Probabil că va fi pe locul 3. Aur. Da. V-ați făcut bine calculele, să înțeleg. Da. Cei de la AUR au organizat și proteste în întreaga țară, inclusiv în județul Hunedoara, tocmai împotriva acestei comasări a alegerilor europarlamentare și locale, și am avut parte și în Deva de un astfel de protest cu lumânări aprinse, cu cruci puse la sediul Partidului Social-Democrat. Asta nu prea mi se pare în regulă, să amesteci niște simboluri ale bisericii cu... Deci nu, e parcă s-au dus lucrurile prea departe. Se poate protesta și în alt fel, există forme de protest, evident că ieșirea în stradă este una dintre ele, dar dincolo de asta, dacă vor fi localele în iunie și nu vor fi în septembrie, fiecare partid va trebui să fie la fel de pregătit, pentru că nu e nici distanța dintre luna iunie și septembrie atât de mare. Doar că gesturile pe care le fac cei care sunt acum la putere sunt niște gesturi împotriva electoratului român, împotriva votantului român. Adică sfidează buna credință a românilor, care până la urmă ar fi trebuit să aibă libertatea inclusiv de a nu se prezenta la vot. Marjează pe biciul primarului ca să meargă din casă în casă să scoată oamenii la vot, dar s-ar putea, și eu așa anticipez, ca acest vot să se întoarcă împotriva acestor partide totalitare. Ultimul minut din emisiune, așa ca o concluzie pentru județul Hunedoara, cum credeți dumneavoastră că se vor așeza lucrurile în această perioadă până în iunie, iunie în care presupunem că vor avea loc și alegerile europarlamentare și localele?
Eu cred că în următoarea perioadă anumiți politicieni și anumite partide vor trebui să plătească niște deconduri. Ieșirea din iarnă este destul de grea pentru toți românii și asta se vede atunci când intri în orice magazin, atunci când îți vin facturile de gaz, când îți vin facturile de curent. Bunăstarea promisă în anul trecut de către coaliția de guvernare PSD-PNL nu a avut loc, dimpotrivă, traiul românilor, nivelul de trai scade zi de zi, iar românul are o singură posibilitate, să sancționeze derapajul acesta administrativ-politic prin vot. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, vă mai așteptăm pentru că de la o săptămână la alta, de la o zi la alta, parcă lucrurile se tot schimbă și tot vin tot felul de schimbări ale schimbărilor și destul de bulversantă, cum spuneam, și pentru oameni și probabil și pentru politicieni. La un moment dat lucrurile sunt destul de alunecoase, să spun așa. Mulțumesc și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!